Instalația pe care o să o vedem e foarte interesantă pentru că are și o denumire aparte. La garaj, frizerie de modă veche. Asta mi-a plăcut foarte tare și mi-a atras atenția. Frizerie de modă veche. Cei care știu ce înseamnă frizeria odinioară, igiena, gen, era compania care deținea toate frizeriile din țara asta, da? Unde te ceai, te tundea, hați, umbrici, alea și plecai. Nu. Așa m-am gândit că stă treaba. Nu, ce să vezi. Super loc, care de altfel ne va fi gazdă 20 de minute de acum încolo. La garaj. Vizionare plăcută. De modă veche. Pentru că îmi place mai mult stilul ăsta clasic. Adică totul la foarfecă și pieptă. Tehnicile astea noi, le știm pe toate. Adică skin fade-uri, fade-uri, ce e acum nou. Doar că e mai frumos din foarfecă, clasic. Așa, într-adevăr, sunt foarte mulți care mai nou mașina de tuns, să trăiești, faci cu aia, știi cum dai randament, de n-ai aer. Ori să știi să tunzi la foarfecă, foarfecă, brici, pieptăn. De fapt, în asta constă meseria voastră de frizeri și după aceea ideea de, să spunem, hairstyliști sau cum vreți voi să vă numiți. Dar nu știu, cum vi se spune vouă? Sunt și hairstyliști, frizeri. Deci tu poți fi numit frizer? Da, doar frizer. Deci în meseria ta de frizer, de fapt, baza este foarfeca, briciu și pieptănul. Exact, astea trei. Și mașina de tuns când și când. Dar de preferat e dacă e tot să... Vrei să practici meseria asta, nu? Și să o faci din suflet, așa trebuie făcută. Da, normal. Bine, și mașina te ajută foarte mult, câștigi timp. Ai viteză. Da? Șaturi, zang, 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 zang. Exact. În varianta maher. Să spune și așa. Că toți sunteți prieteni. Da. De cât timp, Tiberiu, la garajul aici? Și unde mai exact? Păi se află, noi am deschis, în mod normal, aici era o frizerie. Deci era? Da. Noi am preluat afacerea. Eu cu un prieten de-al meu. În numele lui? Mihai. Care de altfel a fost și tuns. Da. Exact. Să-l vedeți, el e proprietar împreună cu Tiberiu, deci amândoi sunteți implicați în această poveste frumoasă numită La Garaj, frizerie de modă veche. Da, și am modernizat aici, am renovat și am redeschis cam de o săptămână. Proaspătă. Da. În ce zonă? Se află pe strada Tirana numărul 3, pe Aviatorilor. Între Paris și Aviatorilor, am putea spune.